Moartea nu este sfârșitul, este doar o tranziție, o ușă către o nouă existență. Când ne părăsim corpul fizic, spiritul nostru își continuă călătoria. Acesta este începutul călătoriei noastre prin planurile astrale. Aici întâlnim cel mai sever judecător al acțiunilor noastre, propria conștiință. Conștiința noastră este o oglindă care reflectă alegerile pe care le-am făcut în timpul vieții noastre pământești. Ea păstrează amintirea fiecărui cuvânt bun rostit și a fiecărui act dureros comis. Această voce interioară determină experiența noastră în viața de apoi. Nu este o forță externă care ne judecă, ci ecoul propriilor noastre fapte. Acest concept poate părea descurajant, chiar înfricoșător. Cu toate acestea, este o dovadă a puterii incredibile pe care o avem în modelarea destinelor noastre. Viața de apoi nu este o destinație prestabilită, ci mai degrabă o pânză pe care sufletele noastre își pictează propriul rai sau iad. Imaginați-vă, dacă vreți, o grădină. Fiecărui suflet care ajunge în planul astral, îi se dă o sămânță. Această sămânță reprezintă credințele lor fundamentale despre viața de apoi. Cei care au trăit cu dragoste și bunătate, hrănindu-și spiritul, vor descoperi că semințele lor înfloresc în grădini frumoase. Aceste grădini sunt raiul lor personal. Dimpotrivă, cei care au adăpostit ură, furie și regret în inimile lor vor descoperi că semințele lor se ofilesc și mor. Se vor regăsi în peisaje aride, reflectând pustirea pe care au creat-o în ei înșiși. Aceste ținuturi pustii devin iadul lor personal. Nu este vorba despre pedeapsă sau recompensă. Este vorba despre experimentarea consecințelor naturale ale acțiunilor noastre. Gândurile și credințele noastre au o putere imensă. Ele modelează nu numai viața noastră pământească, ci și realitatea pe care o experimentăm în viața de apoi. Frumusețea planului astral constă în diversitatea sa. Fiecare suflet este unic și la fel sunt și raiul și iadul lor. O persoană credincioasă s-ar putea regăsi într-o catedrală de lumină, înconjurată de ființe angelice. Un muzician ar putea găsi alinare într-un tărâm plin de melodii armonioase. Dimpotrivă, un suflet consumat de lăcomie s-ar putea percepe numărând la nesfârșit monede fără valoare într-un safe întunecat și gol. Un suflet împovărat de vinovăție ar putea retrăi greșelile sale într-o buclă continuă. Aceste experiențe nu sunt condamnări eterne. Sunt oportunități de creștere și înțelegere. Viața de apoi este un proces dinamic, o călătorie de autodescoperire și evoluție. Dar ce se întâmplă cu cei care nu cred într-o viață de apoi? Experiența lor este la fel de reală și personală. S-ar putea să se afle într-o stare de confuzie, rătăcind într-un vid nebulos. Acest vid reflectă neîncrederea lor, lipsa unei viziuni clare despre ceea ce se află dincolo. Totuși, chiar și în această stare de incertitudine, există o oportunitate de învățare. Sufletul, deposedat de preconcepțiile sale pământești, poate începe să perceapă adevărata natură a existenței sale. În cele din urmă, planul astral este o oglindă care reflectă peisajele sufletelor noastre. Fie că ne imaginăm paradisul sau purgatoriul, noi suntem arhitecții propriei noastre vieți de apoi. Această înțelegere poate fi o sursă atât de confort, cât și de responsabilitate, îndemnându-ne să trăim autentic și cu compasiune în momentul prezent.